Să trăiți bine, ne spuneau în 2010 tot ei, aceiași. Tot ei aceiași ne spun astăzi prin noi înșine. Da, așa este, au dreptate, prin ei înșiși. Și tot ei astăzi ne spun dezvoltăm România. O Românie care este intubată. O Românie care este înfrigurată. O Românie care este înfometată, o Românie care este eșuată. Fericiți în România, nu-i așa? Da, ei da. Noi, în România eșuată, cu ale noastre. În România tranzacționată, în România în care domnul Câțu trebuie să fie obligatoriu premier, cu orice risc, pentru că dacă domnul Câțu nu rămâne premier, nu mai există România. O Românie în care se scot la mezat, înainte de toate și pe tarabă, orgoliile. O Românie în care cetățeanul nu mai este o prioritate, nu că ar fi fost și până acum. O Românie în care ei cu ei, noi cu noi. Doamnelor, domnilor, bună seara în România eșuată, bună seara, domnule deputat Chesnoiu, în România eșuată, pentru că în România intubată, România intubată face parte din România eșuată. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, numai bună nu poate fi situația în care suntem astăzi, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, constatăm cu toții o situație aproape ajunsă la limită. Și nu numai într-un singur domeniu, că cel puțin până în 2020, până la finalul anului 2020, vorbeam doar de criza sanitară, vedea așa o criză economică, dar acum vedem în mai multe domenii că suntem aproape de colaps. Și lucrul ăsta, cred că cetățenilor țării, românilor simpli, nu le mai dă încredere că putem să ieșim și să depășim această perioadă. Nu cred că mai trebuie să fac prezentările, dar îmi fac datoria de moderator și de realizator și fac și prezentările. Invitatul dumneavoastră din această seară și al meu, evident, este domnul deputat Adrian Chesnoiu, deputat PSD de Olt, președintele Comisiei Agricultură din Senat. Cu dânsul vom trece prin România eșuată să vedem ce se mai poate face, pentru că, domnule deputat, avem o țară. Când o mai guvernăm? Păi, în mod normal, noi ar fi trebuit să o guvernăm, și când zic noi, mă refer la Partidul Social Democrat, din decembrie 2020. Spun asta pentru că sunt foarte des întrebat, chiar și astăzi, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV în jurul prânzului, sunt foarte des întrebat care sunt originile crizei pe care noi o traversăm astăzi. Și originea crizei este, în primul rând, decizia președintelui la finalul alegerilor din decembrie 2020 de a încuvința și a încredința rolul de a face guvernului Partidului Național Liberal și acestei coaliții guvernul de dreapta. Guvernul meu, nu? Guvernul lui, dar care s-a dovedit acum când vedem eșecul guvernelor lui succesive, că și-a cam dat, și-a cam luat mâna după ei și încearcă să tot scoată țapii spășitori. Deci acelea sunt originele crizei. Știi de ce spun asta? Pentru că Partidul Social Democrat a avut buna credință de a veni în fața președintelui țării în decembrie 2020 și a-i propune un guvern de Uniune Națională cu un premier specialist în medicină și mai ales în medicina de urgență, doctorul profesor Rafila, Alexandru Rafila, și evident că pe președinte l-a interesat mult mai mult să-și pună premierului, să-și pună guvernului, cum foarte bine a spus dumneavoastră, fără să țină cont de beneficiul românilor. Și, din păcate, această guvernare de dreapta cu Florin Cîțu premier, dar într-o coaliție guvernamentală PNL-USR-UDMR, ne-a adus într-o situație în care suntem aproape de dezastru. Și nu spun că suntem aproape. Eu zic că deja suntem. Spun că suntem aproape de dezastru pentru că urmează și o a cincea criză care se va suprapune într-un mod catastrofal. Sper eu să nu ajungem acolo și să aibă măcar înțelepciunea de pe urmă și să asculte ceea ce noi le propunem. Pentru că altfel, dacă vine și criza alimentară care se suprapună peste criza economică, peste criza sanitară, peste criza socială și criza politică, atunci
cu siguranță o să fim foarte strâmtorați. Ăsta este motivul și doar două secunde argumentez până la final. Acesta este motivul pentru care conducerea Partidului Social Democrat și noi toți membrii și colegii parlamentari din Partidul Social Democrat am luat decizia să venim în Parlament cu cât mai multe proiecte de lege benefice pentru cetățeni, astfel încât să putem să scoatem țara la liman. Altfel, în orgoliile lor politice, a lui Câțu, ale lui Dacian Ciolo și ale membrilor din fosta coaliție, România n-are nicio șansă. Domnule deputat, la peste 400 de decese pe zi, la 3 minute și jumătate în care moare un om, mie mi se pare că suntem deja într-un dezastru, pe de-o parte. Pe de altă parte, mă uit la guvernul meu și la coaliția mea că nu au nicio treabă în afară de pur și simplu împărțirea ciolanului. Sub cupola asta trebuie să guvernăm, că e situația grea, că suntem cum suntem, că trebuie să facem ceva cu prețurile, că trebuie să facem ceva cu scumpirea la alimente. Ei încă se ceartă între ei care să fie premier, care să fie și unde să fie ministru și pe noi, pe mine, pe noi toți, cearta asta a lor ne doare fix în spate, credeți-mă, de cearta asta a lor, dar ne afectează foarte tare pentru că ne omoară la propriu, domnule deputat. Suntem în situația în care murim la propriu. Și dacă nu murim de COVID, pentru că spitalele sunt sufocate, o să murim de frig, o să murim de foame, fiindcă nu au făcut absolut nimic nici cu mult trâmbițata plafonare, care este un fâs. O să le luăm însă pe toate la rând, dar aș vrea să vă întreb așa, în condițiile astea, în care au mai rămas 8 zile, până când, nu știu, va fi țara asta guvernată într-un fel sau altul, eu sunt sceptică din punctul meu de vedere, vă spun că nu cred că va fi guvernată. Da, nu știu, poate va fi guvernată. Pun și acest poate, deși am un 1% la poatele ăsta în față. Cum credeți că în vâltoarea asta, în care suntem prinși cu toții și bombardați din față, din spate, de la dreapta, de la stânga, cu foarte multe probleme sociale, credeți că se mai poate rezolva ceva? Pentru că deja suntem în noroi, suntem în mocirlă, rău de tot. Se poate cu o singură condiție și aici oamenii trebuie să aibă încredere în noi. Să punem un guvern de specialiști care să ne treacă peste această criză și apoi să încercăm să refacem o majoritate parlamentară prin mergerea către alegerea anticipată, către votul popular. Vă spun și de ce. Eu mi-a solicitat nu, să da, facem... Dar da, spuneți-mi cum îl convingeți pe Iohannis să facă chestia imediat asta. Imediat vă spun cum îl convingem, pentru că este foarte simplu. Mi-a solicitat dumneavoastră la începutul emisiunii să facem o radiografie la zi. Lucrurile sunt evidente. Suntem în această stare de dezastru și chiar nu pot să vă contrazic, cel puțin pe zona sanitară. Este un dezastru extraordinar și pe zona economică la fel. De ce? Pentru că într-un guvern în care, pe de o parte, au fost miniștri fără lipsă de și capacitate administrativă, iar de cealaltă parte niște oameni politici josnici, și mă refer aici la Câțu și cei din camarila lui, care au pus mai presus de toate interesul personal sau interesul de partid în dauna cetățenilor țării, o să vă rog, și fac o scurtă paranteză, o să vă rog să-l urmăriți pe domnul Câțu în toate intervențiile publice. Chiar astăzi îl ascultam la prânz când veneam către Slatina, îl ascultam în ședința de guvern cum spunea spre binele PNL și al cetățenilor țării. A nebunit, păi, domnule Câțu. Trăiești acolo, nu, domnul Câțu a nebunit. Pus să faci bine cetățeanului. Vorbește fără să mai gândească, domnul Câțu. Lasă partidul. Așa, și mă întorc la radiografia zilei. Este cu acești oameni, cu aceste două tipologii, habarnici pe de o parte, de cealaltă parte oameni politici josnici, cinici, au reușit să aducă România în pragul dezastrului. De ce? Pentru că pe valul 4, vă aduceți aminte foarte bine, discutam și în vară la emisiunea, tot aici la emisiunea dumneavoastră, nu au luat absolut nicio măsură. Noi am depus moțiune de cenzură în 29 iunie, s-a votat, cei de la USR stăteau în bănci.
încercam să le explicăm că țara va fi în dezastru, că vine palul 4 peste noi și ei n-au făcut nimic, că vin scupirile la energie și la gaz pentru că prima lor grijă a fost să anuleze ordonanța 114 dată de guvernul PSD în 2019, prin care plafonam prețurile până în 2022. De ce? Pentru că aveam aceste informații. Știam, am făcut analize de piață, și ei, să nu-mi le aveau că și nu ei, dar interesul lor era să-și răsplătească oamenii care le-au plătit campania electorală. Despre asta vorbim. Oamenii aceștia în plină pandemie și-au permis să fure din bugetul țării și din banii românilor sume colosale pe echipamente care zac în depozite pentru că sunt neconforme. Și vin și ne spun nouă că n-au bani nici de alocațiile copiilor, nici să mărească salariul minim, nici să majoreze pensiile în condițiile în care au adus inflația la cel mai înalt nivel. Nivelul prețurilor de astăzi nu poate fi comparat cu nimic, cu nicio perioadă din ultimii 30 de ani. Da, ați văzut ce a zis domnul Câțu astăzi în ieșirea după ședința de guvern? A aruncat pisica în curtea BNR-ului. L-am auzit, dar este foarte greu să-l urmărești pe domnul Câțu, pentru că are, pe lângă fracturi de logică pronunțate, are și acel stil de a vorbi în care nu spune nimic. Începe o frază, o lasă la jumate, rea alta și așa. Asta cu inflația și cu l-am prețurile auzit astăzi, l-am a aruncat-o direct în curtea BNR-ului, l-am auzit în brațele astăzi, lui Sărescu. L-am auzit astăzi cum i-a pasat mingea domnului Sărescu, dar cred că o să primească o palmă după ceafă, pentru că acolo vorbim de specialiști ai țării. Dacă nu era BNR-ul în această perioadă în care Câțu s-a împrumutat cu peste 70 de miliarde de euro, bani care nu se știe unde sunt și nu știe nimeni unde i-au dus, țara asta ar fi fost mult mai rău. Eu mă mir că domnul Isărescu a avut bunul simț și modestia de a-l tolera și a nu ieși public. Dar cred că în momentul de față lucrurile se vor devoala și vor ieși la suprafață, pentru că este foarte greu. De la nivel de economist la o bancă privată să conduci finanțele unei țări, să gândești un buget, să creionezi mecanisme fiscale și financiare. Un buget pe care acum trebuia să-l avem în dezbatere, domnule deputat. Păi ce să avem în pentru dezbatere? Pentru anul viitor. Nu există așa ceva. Știu că amintiți-vă, nu există, amintiți-vă, dar eu vorbesc pe fost fractura așa logică pe așa care este. Mai devreme. Erau obligați ca la 1 noiembrie bugetul să fie pus în dezbatere publică. Da. Nu există așa ceva. Se vor anunca, domnule, ne-au dat jos și n-am mai putut. Ne întreabă lumea și mă întreabă de multe ori. Domnule, dar de ce i-ați dat jos? Păi înainte să-i dăm jos, toată lumea ne întreba de ce nu-i dăm jos. Corect. Și le-am explicat. Domnule, unde suntem astăzi aici, toate aceste crize, nivelul prețurilor la alimente, la gaz, la energie, toate deficiențele, morții din spitale că au ajuns săraci oameni să sape gropile cu excavatorul pe la Botoșan, că nu mai fac față. Dezastrul ăsta a fost cauzat de ei. Cum puteam sau cine îmi poate explica mie logic că dacă i-am fi lăsat în funcție, ar fi luat în ultimele două săptămâni cele mai bune măsuri? Și făceau minuni. Și ce n-au făcut în aceste 9 luni, aproape 10 luni de zile. Nu există așa ceva. Numai că... Vă întreb, dacă rămâneau, se putea mai rău? Eram și da, mai rău? Da, se putea și mai rău de atât. Se putea și mai rău de atât și am toată convingerea. Pentru că, uitați-vă ce a declarat astăzi Câțu. Deci voiau să pună prin ordonanță de urgență interdicția către persoanele nevaccinate de a intra în magazin. Păi s-a vaccinat 34% din populație. Să știți că vrea să o pună în continuare. Nu, nu poate. Nu poate, trebuie să o ducă în Parlament. Știți ce a declarat? Au făcut proiect de lege, o duc în Parlament, că n-are voie. Au spus că au avizele de la Ministerul Justiției. Au avizele să facă proiectul de lege, dar trebuie trimis în Parlament, pentru că ei nu mai pot da acte cu caracter de politică publică în România. Dar nu asta mă îngrijorează. Dom'le, ce pui în loc? Că înțeleg, nu ți-ai făcut treaba că ai declarat tu, Câțu, că la 1 septembrie, dacă vei deschide toate festivalurile și litoralul Mării Negre, vei avea 10 milioane de vaccinați. Nu-i avem. Deci ai eșuat. Ai declarat că vei avea 4 suplimentare la ATI. Nu le avem. Ai eșuat. Ai declarat că există stabilitate și că liberalizarea prețurilor după anularea ordonanței 214, prin concurența de pe piață, va scădea prețurile. Nu le avem, le avem crescute cu 250% la energie și la gaz. În cel mai fericit caz. Deci ai eșuat. Păi cine poate să te mai creadă, ce român să uită la tine la televizor, să te mai creadă că o măsură pe care o dispui discreționar trebuie urmată? Ce faci cu românii, cu cei 63% dintre români, 66% care nu sunt vaccinați și trebuie să mănânce?
dacă tu le interzici accesul în magazine, ce pui în loc? Deci sunt niște măsuri... Se crie ce pune acum. Sunt niște măsuri luate de oameni care nu gândesc pe termen lung. Ei nu-și văd aplicabilitatea și efectele măsurilor lor. Nu mai vorbim de... Vă dau exemplu legea consumatorului vulnerabil, că s-a tot discutat de ea. Am reușit cu greu să aducem amendamente în Parlament la legea făcută de ei, că aveau majoritate și nu discutau cu nimeni, știți bine că, cum au trecut și bugetul și toate celelalte legi. Și în normele de aplicare, noi am majorat la 350 de lei nivelul pentru lemne, la 2000 de lei nivelul veniturile familiei care să beneficieze. S-a plafonat inclusiv pentru spitale, pentru școli. În normele de aplicare făcute de eminența cenușie a guvernului Câțu, doamna Turcan, că mai glumeam cu colegii, doamna Turcan o să ia locul lui Bulă în bancurile din România. Pentru că orice face, ne dăm seama că este necoplanară cu societatea românească. În normele de aplicare au făcut 14 pagini, un formular de 14 pagini, da. Și au scos de acolo toate persoanele sau familiile care dețin autoturism, care dețin anexe gospodărești, care tot felul de lucruri... Au un cont în bancă, chiar dacă au un cont în bancă e alocația copilului. Sau cont de credit, da? Sau omul cont de are credit, o deschidere, exact. O descoperire de card. Deci niște aberații care tot să facă să nu se aplice. Voiau să o aplice de la 1 noiembrie 2022. Păi la 1 noiembrie 2022 noi nu mai vorbeam de România. Vorbeam de un sfert de România. Da. Am reușit și am adus 1 noiembrie 2021 termen de aplicare. Dar vedeți de ce e atât de important ca lucrurile să se dezbată domnule în Parlament? Domnule deputat, oricum pe alea 14 pagini acolo unde sunt niște întrebări, de zici că te-ai angajat la NASA, nu că ai cere un ajutor. Suma, cuantul ajutorilor sunt infime. Te costă mai mult cerneala și coala pe care ai printat acel formular. 30 de lei, ajutorul pe care îl primești. Știți de ce au făcut asta? Timp bat jocură pentru români. Dar eu vă întreb așa, vă las dar răspundeți-mi. Asta vreau să vă întreb acum. Dincolo de batjocora asta pe care o vedem și o simțim cu toții pe pielea noastră și care ne omoară la propriu. Eu vă întreb, ăștia sunt habarniști sau sunt rău intenționați? Și. Știți de ce spun asta? Pentru că pe lângă faptul că nu cunosc administrație publică și gestionarea problemelor unei țări, atunci când vii și le dai un sfat, vii cu un proiect de lege și le spui, dom'le, așa ar trebui să facem, venim cu un program bun care trebuie susținut, din răutate doar că nu le aparține, fac totul ca acel program să nu fie pus în aplicare. Ori asta înseamnă și prostie și răutate la un loc. Nu vă mai spun că e astăzi... E cu premeditare? Cu premeditare, clar. Cu premeditare, pentru că pe ei nu interesează românii. Ei n-au treabă cu românul de rând. Ei au treabă cu sferele elitiste, liberalii, cei cu... Papion, cu batistuță galbenă la rever. Nu au ei treabă cu românul, cu volteanul de rând, care săracul încearcă să treacă de pe o zi pe alta și încearcă să își facă viața mai bună. De ce vă spun asta? Uitați-vă la rectificarea bugetară. Ați abordat în emisiunile dumneavoastră de mai multe ori. Dom'le, am solicitat Caracalul și Slatina bani pentru spitale. N-am cerut pentru investiții, n-am cerut pentru altceva. Zero lei. Noi la Caracal am cheltuit 13 miliarde de vechi, 1.300.000 cu centru de vaccinare. A ieșit ieri domnul prefect într-o postare pe Facebook. Păi pe Facebook să conduce România? Da, a ieșit într-o postare pe Facebook și a zis că a înaintat guvernului solicitarea pentru cei 500.000 pentru doamne, Caracal. Așa este, a înaintat. Dar credeți că dar rândul trecut nu înaintase, am păi și o curiozitate. Nu. Atunci când ne-au dat 0 lei din fondul de rezervă și Slatine și Caracalului, nu înaintase domnul prefect? Bă, înaintase, dar altceva vreau să vă și acum face înaintare la înaintare, ce să înțeleg? Nu, dar pe noi ne mulțumește înaintarea. Eu mi-aduc aminte de campania electorală de la Deveselu. Când s-a fluturat domnul Câțu, domnul Orban, vă mai aduceți aminte? Uh-huh. Domnul Câțu, domnul Orban, domn prefect, domnul Voiculescu, toți factorii exponenți ai PNL-ului la nivel național și local. Și veneau și spuneau, domne, băgăm gaze la Deveselu. Votați-ne pe noi că băgăm gaze. Eu le-am spus oamenilor, că mă întâlneam cu ei pe stradă și am fost cinstit și le-am spus, domne, nu o să bage niciun gaz
pe stradă în Deveselu, pentru că nu o să-i mai vedeți după alegeri pe aici. Pe niciunul dintre ei. Și iată că ceea ce am spus, dar asta s-a întâmplat. Dar l-a și spus domnul Voiculescu. Când ne dați bani de investiții? Când nu mai fi județul roșu? Doamnă, nu vreau să vorbesc de persoane, că în general nu, dar apropo, nu vorbim de... Până la urmă, domnul Chesnoiu, domnul Voiculescu nu e o persoană. Nu. Este președintele PNL Olt, este senator de Olt, este vicepreședinte în Biroul Național, este membru în Comisia SIE, este membru în Comisia de Apărare, este membru în Comisia de Administrație. Doamne, nu vă supărați pe mine, onoruri. Nu vorbim de nimeni în drum, nu? Câte onoruri. Dar eu nu vreau să vorbesc de persoane... A căror adică carieră politică... Nu, eu vorbesc. Nu, a căror carieră politică va fi marcată de astfel de evenimente, pentru că acea declarație... Știți cât îi doare? Nu știu cât îl doare, dar eu vă spun cât mă doare pe mine, spre exemplu. Pentru că știu când eram și întotdeauna... Fix în aparatul de Nu, eu vă spun așa, de câte ori am avut o funcție administrativă, n-am făcut niciodată diferența între primarii PNL sau PSD. Dar pentru n-a făcut-o nimeni. Pentru că autoritatea aceea, UAT-ul respectiv reprezintă cetățeni. Păi dacă tu vii și spui că 60%, 70% din populația județului Olt nu merită să fie sprijinită da, din programe guvernamentale... Da, după comuna ta natală e 55.000. 550. 550, pardon. Dar ce ori face cu ei în cel comuna? Mai mare buget în... Nu, dar ce fac cu ei? În condițiile în care ai schelele de petrol acolo și ai un buget nu, dar eu cred față că... de alte comune, ce să facă deci, domnul Chesnoiu? Sunt bucuros pentru cetățenii din Cungrea, dar eu vă spun un lucru. Cetățenii aceia, dacă au o problemă medicală, vin la Spitalul Județean de Urgență Slatina, care e susținut din fondurile Consiliului Județean, sau la Spitalul de Urgență, la Spitalul de la Caracal, care e COVID, sprijinit da. Din banii administrației de la Caracal, da. PSD. Deci noi nu putem să gândim așa. Noi încercăm să gândim macro. Am adus aceste exemple practice de la noi pentru că așa pleacă lucrurile de credeți acolo. Credeți că vă dă guvernul aia 550? Doamne, nu mai am nicio speranță. Niciuna, nu? Nu. Pentru că ar trebui să facă rectificare. Și atunci un prefect pe Facebook a făcut așa un exercițiu frumos. Păi nu știu, eu aștept. Când, în momentul în care o să vină, o să spun că au venit târziu, dar au venit și mulțumesc domnului prefect că s-a implicat. Dacă okay. vin. Da. Dacă nu... Îmi permit să atrag atenția în continuare de aceste derapaje grave. Am trecut prin multe guverne de-a lungul vremii în administrația publică centrală și eu ce am văzut în aceste 10 luni am văzut în viața mea. Deci să iei prefecții, să-i faci factori politici care trebuiau să fie zona de stabilitate astfel încât să asiguri cetățenilor măcar garanția că nu se politizează orice acțiune. Garantul respectării legalității, nu legalității, așa e la Constituție? Exact. L-ai făcut politic. Lumea nu mai are încredere nici în instituția prefectului, nici în prefect, nici în nimeni. Aveai nevoie de o voce în teritoriu care să fie urmată de oameni în situații de criză. Dacă aveam un dezastru, trebuia să iasă prefectul să spune, doamne, vă încolonați toate instituțiile statului, veniți după mine. Astăzi lumea îl percepe ca un om politic. Poliția. Care este? Poliția, jandarmeria. Păi da, și este. IGSU. Tot se uită la el ca un om politic. Păi da, este vicepreședintele partidului. Ce păi și atunci, dacă făcea PSD-ul asta în 2018, ne lișeau public. Dar iată că au ajuns cu politizarea până cât mai jos posibil și nu neapărat într-un sens bun. Pentru că trebuie făcut o diferențiere între decizia politică și zona de administrație. Trebuie să ai în permanență acolo un corp de experți care să pună în aplicare deciziile politice. Niciodată dacă... în țara asta până acum politicul n-a fost rupt de interesul cetățeanului și de interesul național. Ca acum. Da. Așa este. Niciodată. Sunt de acord cu dumneavoastră. Perfect de acord cu dumneavoastră. Și m-ați întrebat dacă sunt pro și răi. Da, sunt pro și răi. Asta fac. L-am ascultat astăzi pe domnul Câțu. Și dumneavoastră văd că i-ați urmărit da, intervenția de la amiază. Îl savurez, îl Doamne, sorb. Eu, pe mine m-a mai interesat, pe lângă temele generale, vreau să văd până unde merge. M-a mai interesat un aspect. Deci eu n-am văzut premier al României care să fie atât de habarnist în domeniul dreptului. L-a întrebat un reporter și a pus o întrebare extrem de inteligentă. Că de-aia, cred că de-aia fuge de reporteri în general, că sunt mai inteligenți decât el. L-a întrebat, domne, ce se întâmplă cu Ministerul Agriculturii? Că domnul Oros de ieri și-a încetat mandatul. Și-a delegat atribuțiile. Doamnă, un student la da, drept în anul întâi, da. Un student la drept în anul întâi știe că numai o persoană
în deplinătatea atribuțiilor sale poate delega acele atribuții. Da, da. Deci de astăzi ministrul n-ar trebui să mai fie ministru. Da. El trebuia să nu e. A zis Cățucă nu e. Dacă păi și l-a delegat săptămâna trecută. Nu există. Acea delegare prin ordin de ministru încetează când și-a pierdut calitatea de ministru. Eu știu. V-a zis că mi-am făcut cruce. Eu de astăzi, credeți-mă că eu nu mai am nicio așteptare de la acest om. Nu mai am nicio așteptare. Deci un elev de anul întâi, un student de anul întâi la drept, cred că momentul ăla a schimbat canalul, dacă premierul țării își permite să spună așa ceva. Bun. Ce facem în continuare? Nu știu, s-or înțelege, nu s-or înțelege, vin și reiterez și am spus mai devreme că nu cred că se vor înțelege. Ajunge guvernul care o fi, vai mama lui, că USR e minoritar, că să pupă iar și să împart și să mulțumesc între ei. Ce face PSD-ul? Partidul Social Democrat a mers la consultările cu președintele cu o propunere mai mult decât realistă. Anume, domnule președinte, uitați-vă pe scena politică. I-au explicat domnul secretar general Stănescu și domnul Ciolacu ca la un elev de clasa 1 din politică. Dom'le, PNL-ul a spus că nu votează un guvern cu USR-ul. USR-ul a zis că nu votează un guvern cu Cățu premier. Deci le dăm deoparte. Rămânem noi, UDMR, AUR și minoritățile. AUR-ul nu intră într-un guvern în care intră UDMR, UDMR nu intră într-un guvern cu AUR-ul. Le dăm la o parte și rămânem noi cu minoritățile. Noi avem 157 de parlamentari, minoritățile 18 parlamentari. Până la 234 ne mai lipsesc peste 80 de parlamentari. Nu vedeți că actuala configurație politică nu duce către nimic? În atare condiții, propunerea noastră a PSD-ului este să punem un guvern de specialiști din toate... Îl mențineți pe domnul Rafila, premier nu, în guvernul Nu, pentru că ăsta? Este politică. Am spus specialiști. Dacă vrem guvern de Uniune Națională, să se spună, dar atunci nu se mai ajunge la anticipate și nu este fezabil din aceleași considerente pe care vi le-am spus mai devreme. Da. Că o ei nu, de se, la capăt, nu se mai doresc între ei. Da. Și atunci, singura soluție, guvern de specialiști pe toate cabinetele, cei mai buni oameni pe care avem în țară, să trecem iarna și criza sanitară și economică până în primăvară, iar între timp, din perspectivă politică, să avem posibilitatea să facem alegerile anticipate. De ce vă spun asta? Am o curiozitate. Cine alege cei mai buni oameni care există în țară? Cine îi alege? Toate partidele politice. Toate partidele politice. Ne punem cu toții la masă și spunem, domnule, care este cel mai bun specialist pe sănătate? Și venim cu propuneri din partea asociației, din partea asociațiilor, din partea organizațiilor. Și vine PNL-ul cu domnul Isar, care nu e membru de partid. Vă întreb eu așa. Nu e membru de partid, dar e consilierul personal al domnului... Domnule, nu e membru de partid! Doamna Mirea, să ajungem acolo. Pentru că specialiști sunt, iar domnul Isar nu e specialist, că el e în spatele politicilor economice ale domnului Cîțu. Da, nu e membru de partid, domnule. Păi nu, dar punem soțul, pe doamne, păi nu, dar punem pe unul care a făcut politici falimentare, pentru că domnul Isar este cel din spatele politicilor economice ale lui Cîțu. Așa, nici așa. Pare să nu vă să nu ajungeți la un numitor comun. Păi în de situația ce? Asta. De ce? Pentru vă spun. Că v-am spus de ce. Păi nu, vă explic eu ce a gândit președintele. Președintele continuă în insistențele lui, pentru că așa cum v-am spus, mai are foarte multe lucruri de învățat din perspectivă politică, economică și socială. Domnule, să ducă la Sibiu să le învețe acolo, vă rog eu frumos. Păi ne costă să pe ne toți lase, perioada adică asta. Adică pe noi Dar să ne lase. Ce a făcut? I-a întins domnului Cioloș o capcană, oferindu-i posibilitatea să facă cabinetul. Și domnul Cioloș atât de pitic a fost? Păi domnul Cioloș l-am auzit aseară, numai devreme de aseară și astăzi, pe durata zilei, că ar vrea să-l propună pe domnul Voiculescu și pe doamna Mihailă la Ministerul Sănătății. Ne facem cruce cu toții și ne dăm seama că oamenii ăștia nu trăiesc în România. Dacă vine cu un guvern monocolor. Păi, dar îl pui pe și monocolor și nemonocolor, îl pui pe Voiculescu și pe Mihailă, care ne-au adus în valul 4 nepregătiți complet? Păi, dar ce credeți că iau vreo treabă cu poporul ăsta? Iau vreo treabă cu ține păi cu lor. Și atunci, De ce vă faceți? Guvernul Cioloș, dacă vor insista să vină cu el la vot, va pica, pentru că nu-l votează nimeni, este clar. Adică oamenii pe care i-au pus în acest guvern
nu pot trece. Nu au cum. Un guvern cu 80 de parlamentari în spate... Și celălalt și așa, porumbel, stă cu gura deschisă și înghite boabele aruncate de la Cotroceni? Doamne, așa le vedem. Adică atâta de... Eu l-am văzut și în 2016, am lucrat în guvernul acela, că eram în administrație și am rămas o perioadă, că trebuia să finalizez un proiect european. N-am văzut niciodată oameni mai decuplați de administrație ca acești oameni. Deci erau necoplanari. Trăiau într-un univers paralel cu administrația. Deci pe ei în 2016 nu i-au interesat decât bazele de date, de unde se ia date personale să poată să abuzeze oamenii pe Facebook cu reclame pentru USR, banii pe consultanță și să vândă ce mai era de vândut, să privatizeze, că atunci a venit Voiculescu cu magicianul cu minunata lui idee să privatizeze agenția, sănătatea și să facă acea agenție de medicamente de 10 miliarde de euro. Cam ăștia sunt. Cine îi votează? A ieșit PNL-ul, a spus nu-i votăm, am ieșit noi, am spus că nu-i votăm, nu-i votează nimeni. Ce deci va fi mai departe? Deci încă 8 zile pierdute, da, domnule deputat? Pierdute din perspectiva lor. Noi încercăm să le câștigăm. Păi cum? Păi astăzi, așa? Ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut ieri la partid și care au fost începute acum 2 luni de zile cu fermierii și cu reprezentanții fermierilor, vă dau doar un exemplu. Am depus lege în Parlament, proiect de lege, ca salariul minim brut garantat în domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, sectorului piscicol să fie 3.000 de lei și facilitățile fiscale. Și o treceți? O trecem. Cum? Cu vot în Parlament, cu majoritate în Parlament. Și PNL-ul, cum faceți majoritate în Parlament? Prin negociere. Să iasă politicienii din Parlament, reprezentanții partidelor, să-i văd pe cei de la PNL, pe cei de la USR, pe cei de la UDMR sau AUR, să le spună oamenilor că nu o votează. Credeți că au vreo jenă? Eu zic că da, pentru că îi vor urmări oamenii pe stradă. Dacă nu facem asta, să păstrăm forța de muncă în agricultură, în industria alimentară, în 3 luni de zile nu mai avem alimente pe masă. Aveți... Doamne, nu mai avem... Am înțeles. Nu mai avem alimente. Dar mă întreb că vreau să știu dacă trece. Și nu neapărat. Eu zic că da. Și vă spun care de ce. Se uită la noastră. Și vă spun de ce. USR-ul a avut în programul politic o măsură bună. Zero taxe pe salariu minim. Uh-huh. Din păcate, n-au fost în stare să o pună în aplicare. Dacă ar fi venit cu ea în Parlament și noi, parlamentarii Partidului Social Democrat, o votam. Deci o votam. Dacă făceau proiect de lege, o votam. Cei de la PNL știu că au avut tot felul de discuții cum să facă, dar interesul lor era mai mult să elimine facilitățile din construcții și din IT prin PNRR. Nemai făcându-se PNRR-ul, că eu vă spun că nu se va mai face și dacă vreți dezbatem oricând sigur, acest lucru. Intrăm și în PNRR, da? Nu se va mai face. N-au încotro, pentru că să majorezi astăzi salariul minim pe economie în România, nu ai altă variantă decât asta pe care le-am propus-o noi. De ce am venit cu acest domeniu? Pentru că este important să nu adăugăm această criză alimentară peste cele existente. Adică să avem ce mânca. Eu am discutat cu fermieri. Să avem ce mânca. Dacă nu mai avem nici ce mânca, suntem vânduți cu totul. Am discutat cu fermieri, cu reprezentanții asociațiilor de fermieri, cu procesatori din industria agroalimentară și ne-au spus, domnilor, dacă nu mărim salariile oamenilor, vor pleca afară pentru că nu-și mai permis să trăiască și puțina forță de muncă pe care o mai avem calificată în România va emigra. Atunci ce am făcut? Împreună cu colegii mei parlamentari de la OL, toți deputații, cu doamna senator Mirea, cu domnul Stănescu, am discutat aici inclusiv cu domnul președinte Oprescu. Domnilor, ce facem? Ne asumăm să depunem proiectul ăsta? Să plece de la noi? Da, domnule, ne asumăm. E venit de la beneficiarii noștri. Deci și așa e am proiect organizat de parlamentarii PSD OLT. PSD OLT. Uitați-vă la inițiatori, sunt toți parlamentarii de OLT, plus colegii mei din Comisia pentru Agricultură, că evident și ceilalți colegi din partid, că e normal. Și colegii din partid care sunt co-inițiatori și care au achesat imediat la acest lucru, pentru că noi discutăm de acest proiect de lege de 2 luni de zile. Deci nu discutăm de azi. Încă din vacanța parlamentară lucram cu colegii mei de la OLT la acest proiect de lege. Când intră pe vot? Păi astăzi l-am depus, va intra în procedură de urgență, am solicitat procedură de urgență, va intra în Senat probabil în 2 săptămâni maxim. Deci noi vrem până la sfârșitul sesiunii Senatul parlamentare... Senatul este camera decizională? Nu, noi suntem așa. Camera deputaților. Pentru deci că când intră pe vot final? Sperăm că până la finalul acestei sesiuni parlamentare.
Adică până în decembrie. Până în decembrie. Să treacă prin comisii și după care trebuie promulgat de domnul președinte? Îl va promulga. N-am nicio temere că nu îl va promulga. Este atac la siguranța alimentară. Practic aplicabil va fi undeva în ianuarie 2022, da, păi, nu? Noi așa am și pus termenul de intrare în vigoare a legii, ar fi 1 ianuarie 2022. Bun, păi ce, Doamne ajută, ce pot să zic? Să fie cu noroc. Să știți că dacă tot am intrat în sfera asta parlamentară și activității, noi parlamentarii de Olt am mai făcut două proiecte asta de lege extraordinar de bune. Deci am depus un proiect de lege tot în urma întâlnirilor cu fermierii, că eu mă refer la sfera mea, că evident și colegii mei m-au și altele mult mai bune. Am depus un proiect de lege pentru modificarea legii construcțiilor, astfel încât fermierii atunci când construiesc o fermă, să nu mai fie nevoie să scoată terenul din extravilan, să-l introducă în intravilan prin puz, cu cheltuieli fantastice, cu perioade lungi de timp, și în felul ăsta să poată să construiască cu autorizație directă de la Consiliul Județean. Evident, a trecut prin Parlament, a trecut prin Senat, a trecut prin toate comisiile din Camera Deputaților, este blocat de președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, deputatul USR Mihai Badea. De 4 luni mai bine dinainte de vacanța parlamentară, încerc să-l conving să-l pună pe ordinea de zi să treacă. N-are niciun motiv să-l blocheze și refuză să facă acest lucru. Ce motiv are să refuze? Mă întrebați și toată discuția mea. Dom'le, oamenii ăștia sunt cuplați la nevoile cetățenilor? Când toți agricultorii, în ultimă instanță, mi-au cerut fermierii să le facă accesul în Parlament să vină peste el. Și a spus, domnule, chiar am avut discuția cu el la moțiune. I-am spus, Mihai, nu te juca cu forța fermierilor din România. Pentru că ți-aduc fermierii aici în Parlament să dai socoteală pentru acest lucru. Se lansează mâine, poi mâine, măsurile de investiții din fonduri europene în agricultură și acești tineri nu pot face investițiile. Chiar m-am întâlnit cu unul dintre ei la piața volantă din parcarea Consiliului Județean și mi-a cerut sprijinul. L-am pus în legătură cu domnul președinte Oprescu și cu domnul Ivan, domnul vicepreședinte, să-l îndrume cum poate să facă mai repede până apare legea. Iată, deci, de fiecare dată găsești aceste cazuri, le identifici. Păi și asta nu e o lege benefică? Asta nu e o lege de care este nevoie? Este. Da, dar nu vine de la ei, vine de la dumneavoastră. Păi vine de la ciuma roșie. Să știți că o să facem noi o dezbatere odată și cu ciuma asta roșie, măcar dacă ar ști termenul. Eu nu le pun niciun fel de etichetă. Dar eu îi rog un singur lucru. Să meargă împreună cu noi în Slatina, în Caracal, în orice comună din județul Olt, să ne uităm fiecare în ochi cu cetățenii, cu oltenii noștri. Să meargă în spital, să ne uităm în ochii doctorilor, să vedem cine le-a mărit salariile. Cumva ciuma roșie? Le-a mărit cumva salariile PSD-ul și i-am ținut în țară? Ce ar fi însemnat să vină pandemia peste noi cu jumate din medici aceștia plecați afară? Și cu toate astea, domnule deputat, mă văd obligată să vă reamintesc că cu toate măririle, elitele și o parte din acest popor nu v-au dat decât 35%. Asta este. Poporul este suveran. Poporul este suveran. Astăzi cred că foarte mulți știți din cei... Știți cum e? Vedeți cum e? Cred că foarte mulți din cei care au votat PNL-ul sau USR-ul s-au lecuit și la următoarele alegeri vor fi mult mai atenți când vor vota. Dar noi nu putem să abandonăm activitatea asta. Indiferent și dacă luăm 5%, tot așa ar fi trebuit să facem, pentru că noi întotdeauna am încercat să ne raportăm la cetățean și la nevoile lui. Dacă omul nu vede în tine ca persoană publică, te duci în fața lui să-i ceri votul. Dacă nu are încredere în tine și știe că te lupți pentru interesul lui, atunci nu te mai trimite în Parlament. Nu-ți mai dă votul de încredere. De-aia eu mă mir cum, în anumite cazuri, anumiți parlamentari sau primari sau persoane din celelalte partide reușesc să obțină votul cetățenilor. Eu nu pot să-mi dau seama ce cetățeni din România au votat-o pe doamna Turcan sau pe domnul Câțu sau pe Vlad Voiculescu. Nu pot să înțeleg. Mi-e imposibil. Asta doar elitele. Pentru... Elitele! Nu știu cât de elite, cât păi, mai mult... Nu spun ei că electoratul nostru e intelectualitatea și că al dumneavoastră sunt pensionari și asistații sociali, dar îmi răspundeți după pauză că trebuie să iau publicitate. Bine, sigur. Publicitate și revenim.
revenit în direct, doamnelor și domnilor, cu domnul deputat Adrian Chesnoiu, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților PSD, Olt. Bun. Rămăsesem la electorat și fericiți în România erau elitele, adică noi suntem ăia de dreapta care suntem cu profesiile liberale. Noi suntem ăia fericiți în România și fără penal în funcții publice, care suntem cu intelectualii, IT-știi, corporațiile și așa mai departe. PSD-ul e cu pensionarii, cu asistații sociali și cu restul lumii. Eu aș vrea să vă contrazic. Păi așa spun ei. Nu, eu așa spun ei, dar eu contrazic ceea ce a spus dumneavoastră, așa. Nu neapărat mesajul dumneavoastră, ci această abordare, că am auzit-o de foarte multe ori. Vreau să vă spun și pe care o rostogolesc în continuare. Vreau să vă spun că în ultimul an de zile am fost abordat de atât de mulți tineri care vor să intre în Partidul Social Democrat, încât mi-am dat seama că suntem în direcția bună. Că această schimbare de mentalitate la nivelul conducerii centrale a partidului, unde nu mai există un tătuc, ci o echipă colectivă de conducere, unde tineri ca noi, ca vă dau exemplu la parlamentarilor din Olt, eu, Florin Barbu, Cătălin Grecu, Marius Iancu, suntem tineri. Am fost acceptați să venim în fața cetățenilor să le cerem votul pe baza ceea ce am realizat de-a lungul vremii. Și vrem să dovedim că acest partid are resursa necesară să facă bine pentru țară, pentru cetățeni și pentru oameni în general. Pentru că asta este, până la urmă, motivația pentru care îți asumă astfel de funcție. Eu am declarat la dumneavoastră în emisiune cu ceva vreme în urmă că un demnitar al statului român nu trebuie să considere poziția lui, în cazul nostru parlamentar, ca un privilegiu personal, ci să o ia ca o slujbă socială. De aceea, activitatea asta, atunci când o depui, trebuie să o faci din suflet, din inimă, pentru oameni. Altfel, nu vei da rezultate. Cinstit și transparent pe față, domnule. Cinstit și transparent. Și spuneați dumneavoastră de electorat. Să știți că am urmărit și site-ul dumneavoastră și pagina de Facebook și urmăresc în general și reacțiile oamenilor. Sunt și oameni care ne înjură. Și spun, de unde ești la PSD? Ciuma roșie, 30 de ani ați făcut aia. Chiar dacă păi eu, și pe noi din presă ca persoană, n-am făcut asta. Dacă scriem de-a dumneavoastră rău, ne înjură PSD și dacă scriem de PNL rău, ne înjură liberali. Adică meseria asta, înjurăturile sunt... Nu, dar nu vorbesc la adresa dumneavoastră. Nu, eu vorbesc la adresa presei acum. Dar eu mă refer la mesajul omului. Persoana respectivă are dreptul să-și spună părerea, atâta timp cât o face argumentat. Da, opinia e opinie. Cât o face argumentat și nu depășește un cadru al bunului simț și al bunei creșteri. Și vă dădeam exemplu în emisiunea aceea de situația pe care am întâmpinat-o când eram în administrație, eram administrator public și apoi viceprimar la Caracal pentru o scurtă perioadă. Erau oameni care... Dar de ce ați vrut să treceți așa prin toate astea? Că și acum sunt voci care spun, bă, da, s-a făcut consilier, s-a făcut administrator public, s-a făcut viceprimar și acum s-a făcut și deputat. De ce? Nu neapărat am vrut să trec, cât a existat un proiect politic și administrativ la Caracal. În care trebuia să treceți noastră prin toate etapele astea? Da. Dar de ce? Păi vă dau un exemplu. Când am venit... Dar spuneți-mi de ce, că sunt curioasă. Pentru a putea să schimbăm soarta municipiului Caracal și a județului Olt. Vă dau un exemplu. Am venit administrator public, eram director general la AFIR, doar câștigasem procesul cu peneliștii, cu inegalabilul Oros, să mă reîntorc pe funcție că mă suspendase. N-ați mai vrut. N-am mai vrut de ce? Pentru că împreună cu președintele Oprescu, Marius Oprescu, și cu domnul Doldurea, președintele PSD Caracal, am convenit să creionăm un proiect politic la Caracal, în care domnul Doldurea să vină candidat la primărie, nu prea vroia atunci, dar am reușit să-l convingem. Eu să vin administrator public, să facem tranziția și anumite lucruri să începem să le putem face deja. Să se vadă schimbarea în administrație, să nu mai pierdem încă 4-5 luni, că nu știam, era acea perioadă, dacă vă aduceți aminte. Da, când se fac alegeri, nu se fac alegeri, oricum s-au făcut târziu. Când se făceau, când nu se făceau, când se făceau. Și atunci am zis, domnule, nu mai încape nicio zi de întârziere. Am convenit, am venit la Caracal. Adică ați intrat pe teren, cu alte cuvinte. Am intrat în teren. Și eu joc și fotbal, sunt și jucător și pot fi capitan de echipă atunci când mi se dă banderola de capitan. Dacă nu fac tot ce ține de mine, s-o câștig. Am venit administrator public. Ați pierdut-o vreodată? În general, nu.
În general. Și în particular? Dar mi s-a mai luat. Bun. Dovadă, a venit domnul Oros, care nu înțelegea că avem lucru de făcut și mi-a luat banderola de capitan. Asta e, n-am predat-o eu. Dar am venit la Caracal, am început să facem lucruri, am început să construim politic, am început să construim și administrativ. Oamenii au început să vadă că se mișcă ceva. A venit echipa nouă, primar, candidați, consilieri. Da? Nu se puseseră atunci discuțiile, pentru că noi am avut o decizie la nivel de PSD Olt. Nu discutăm de alegerile parlamentare până când nu se vede rezultatul la locale. Cele corect, locale. Da. Și atunci, ce dovadă gândirea mai bună de angajament? Opresc-o, știu. Ce dovadă mai bună de angajament față de cetățeni este că ești în echipă. Am fost locul 2 pe lista de consilieri după domnul Doldurea, iar colegii, când am intrat în administrație, au zis: vrem să ne reprezinți ca viceprimar. N-a fost decizia mea, a fost o decizie colectivă. A colegilor, a Caracalului, colegii mei, consilier local de la Caracal. Da. Și bineînțeles, domnul Doldurea, că era primar în funcție. E bine că am limpezit partea. Sigur, după cele două luni petrecute ca viceprimar, s-a pus problema candidaturilor pentru parlamentare. S-au făcut listele, s-au purtat discuțiile și probabil pe baza activității mele în Caracal, în organizația PSD. A reprezentativității în teritoriu, a reprezentativității în teritoriu, ca propunere a domnului Oprescu, a domnului Stănescu și a domnului primar Doldurea, s-a convenit să fiu pe listă. Nu pot să spun nu în condițiile în care din această calitate pot împreună cu echipa de la Olt să punem umărul, să putem să facem mult mai mult bine județului. Da, pentru domnule, că la Caracal avem o echipă foarte bună, am văzut, administrativă și politic, la Olt, la fel, la Slatina, la fel, în toate orașele pe care noi le gestionăm administrativ și politic, lucrurile se mișcă și se mișcă bine. Bun, domnule deputat, eu acum vă întreb, pentru că eu sunt un om deschis, transparent, foarte transparent și imperativ, foarte imperativ, și vă întreb așa: din echipa asta câștigătoare, a noastră, a dumneavoastră aici la Olt, zic a noastră la Olt, că nu e a mea. Dacă propunerea colegilor este pentru președinte de Consiliu Județean la viitoarele alegeri, o acceptați? Pentru mine? Da. Niciodată. Noi avem, păi avem președinte de Consiliu Județean, domnul Oprescu. Poate domnul Oprescu vrea să ducă în Senat. Nu, stați puțin, că dumneavoastră face speculații vis-a-vis de ce a mai apărut prin presa vremii și așa. Nu există. Eu nu fac speculații, eu vă întreb direct. Întrebați-mă direct, încă o dată. Păi v-am întrebat. Deci nu există nicio discuție la nivel de PSD Olt despre o astfel de situație. Dacă astăzi când mă întrebați ar exista o astfel de propunere, v-a spune nu, pentru că sunt și angrenat. Și în 2024, dacă există o astfel de propunere? Nu se va ști ce va fi atunci. Domnul președinte poate va spune continui încă un mandat. Și dacă zice vreau nu continui? Va alege pe cel mai bun dintre noi și va acorda încrederea necesară să ducă mai departe. Dacă lucrul ăsta va veni firesc din și mi se va solicita imperativ, cum spuneți dumneavoastră, Adrian, trebuie să faci asta, păi ce membru al echipei o părăsește atunci când colegii decid să facă ceva? Dar ce am văzut eu prin presă cu speculații că domne să încearcă nu știu ce, sunt pure minciuni. Minciuni mai mari ca asta eu n-am văzut până acum în politică. Acum presa speculează. Păi domnule, dacă noi stăm la masă în fiecare săptămână, la birou, discutăm ce avem de făcut, ce vom face, cum vom face, poți să crezi o asemenea aberație? Domnule deputat, acum știți cum e cu presa asta? Presa speculează una la mână și doi la mână presa, o presă adevărată. Dacă e presa adevărată, în momentul în care ești la guvernare, într-o poziție publică, taxezi, nu pupi în fund. Poți să pup și în fund, dar mai presă, înțelegeți? Și atunci vin și vă întreb. Da. Tot așa, imperativ. Fără să speculez. Domnul deputat Grecu, colegul dumneavoastră din Comisia de Agricultură. Da. Care este nevăzut în peisaj. N-a fost nici la Piața Volantă. Nu e foarte activ nici pe Facebook. Nu a venit în nicio emisiune. Domne, trăiește, da, face ceva acolo, da, și dacă face, de ce tace? Până să trec la să vă răspund la asta, așa? Mai vreau să adaug vă ceva rog la întrebarea anterioară. Să vă știți rog că Partidul Social Democrat, organizația județeană Olt, are oameni foarte buni pentru orice funcție administrativă. Nu-mi spuneți că asta știu. Vă deci spun la modul știu cel mai clar. Deci pentru, știu fiecare om din fiecare organizație, credeți-mă. Pentru că se lucrează foarte mult la oameni și la perspectiva viitoare. Noi nu stăm pe loc.
Este evident faptul că trebuie să ai întotdeauna pregătiți 2-3 oameni pentru anumite poziții. Dar ce vă spun acum este că nu s-a discutat niciodată despre o astfel de posibilitate. Am înțeles. Acum, legat de Cătălin Greu. Decât dacă e ordin cu plăcere. Asta e concluzia. Doamne, imperativ, așa cum spuneți dumneavoastră, da, este și în politică. Să vă placă, este și în politică. Ăsta. Am înțeles, dacă da. Cererea este imperativă asta din partea oamenilor, n-ai ce să faci. Mergi mai departe. Okay. Sunt un om așa. De echipă și niciodată n-am ratat echipa. Ce face colegul noastră de comisie? Cătălin Grecu este un parlamentar foarte bun. Dar eu n-am spus că e foarte prost. Vă spun cu toată sinceritatea, așa cum o spun despre ceilalți colegi ai mei parlamentari. Nu cred că există organizație... I-am întrebat și pe deși, stați liniștit. Nu cred că există organizație județeană să aibă un grup unit de parlamentari cum este PSD Olt. De ce tace, noi, domnul? Noi de fiecare dată când ne ducem undeva... Am înțeles, e frumos, toți, e deștept, toți se uită, a venit Oltu. De ce? Pentru că suntem întotdeauna la masă. Da, bun. Fiecare om are locul și rolul lui. Eu vă întreb de ce tace. Asta trebuie să-l întrebați pe el, dar să știți că nu tace. Nu în tace? Comisie, nu, în Comisia pentru Agricultură noi lucrăm foarte multe proiecte de legi. Am înțeles. Dar, vă dau un exemplu. Are poziție în Comisia de Agricultură și are trag pe cameră. Imediat, probabil. Nu. Am 7 alți colegi, cu mine 8, că atâția suntem în Comisia pentru Agricultură. În grupul nostru de la Comisie am convenit ca luările de poziție și transmiterea pozițiilor să fie făcute de președintele Comisiei, adică de mine. Frumos l-a spus. Dacă lucrurile așa le-am stabilit. Păi nu, dar foarte frumos l-a scos. Vă puteți uita în comisie, în toate înregistrările, că sunt publice pe site-ul camerei. Da. Și o să vedeți că eu exprim pozițiile publice ale grupului PSD din comisie. Și celelalte grupuri parlamentare s-au candidat după noi. Și au un deputat care vorbește pentru fiecare grup. Da. Deci am convenit. Și cu dumneavoastră sunteți fermecători și convingători, am înțeles. Domnul Grecu s-a dat la o parte. Nu, dar este un coleg. Și acum e o cutumă, așa. Este un coleg foarte bun, muncește domnule, foarte mult. Domnule, eu nu am spus că e și, foarte rău. Și restul aspectelor, cred că cel mai bine le lămuriți cu dumnealui, pentru că eu am un obicei. Dacă îl prind. Nu vorbesc cu oamenii. În lipsa lor, nu vorbesc. De aceea le ofer totdeauna posibilitatea. Dar le faceți și celor așa, din profilul politic. Robot le faceți. Celor din politică mai ales, întotdeauna robot. Le spun, domnule, că m-au mai sunat. Domnule, ai zis de mine la nu știu ce emisiune, nu știu ce sau asta. Și am spus, domnule, uitați-vă, oricând doriți dumneavoastră, la orice oră, este doamna Laura Mirea, este domnul Dorobanțu, este Ionuș Jivcu, ceilalți realizatori de la OLTV sau la orice altă emisiune. De ce nu vreți, domnule, să le facem împreună? Veniți la emisiuni să facem dezbatere, să facem dialog. Dumneavoastră să vă expuneți punctul de vedere, domnul Știrbu, domnul Voiculescu, doar doi au. Veniți... Atât. Veniți cu noi în emisiuni să dezbatem, pentru că din dezbateri și din dialog ies întotdeauna lucruri bune. Și ce v-a răspuns, domnule președinte? Ce să îmi răspund? E complicat. Eu la aia nu vin toată viața. Bă, e complicat să vină în emisiuni și cu dumneavoastră, dar și cu noi. Da, intuiesc. Bun. Da. Spunea domnul președinte Ciolacu, pe plafonarea... Că strângeți, încercați să strângeți, chiar o dădea că asigura o majoritate și pe plafonarea prețurilor. Da. Cum stați aici? Că și asta frige rău, să știți. La plafonare intervine iarăși orgoliu peneliștilor. L-am văzut aseară pe domnul Virgil Popescu la B1 TV. Altă elită. Dom'le, deci cu niște explicații. Da. L-am văzut și eu. Am făcut și noi școală, destul de multă. Pe lângă fracturile de logică pe care le au, nu-și dau seama că ceea ce vor ei să aplice este inaplicabil. Da. Le-am spus, dom'le, uitați-vă la măsuri. Spania a redus TVA-ul de la 21% la 5%. Italia, Franța, știi. Și dacă vă uitați pe Facebook-ul meu, înainte să apară criza gazelor și a energiei, am pus o postare pe Facebook, cred că acum 2 luni și jumătate, când în România nu s-a discutat de creșterea prețului. Da, ți-a avut mâna aurită, cum s-a spune. Nu, am citit un articol de la Bruxelles. Și v-ați dat seama că vine... În care se spunea că Spania intenționează să ia următoarea măsură, să reducă TVA-ul de la 25% la 9%. Germania, Franța. Și atunci am spus, dom'le, va veni și peste noi asta, că noi astăzi, și multă lume nu înțelege, plătim, pe lângă incompetența guvernanților și a guvernului PNL-USR, plătim și costurile Green Deal, Pactului Verde European, unde vrea Europa să ajungă la zero emisii de carbon în 2050. O să vă rog să comprimați, că suntem pe comprim, final emisiunii. La plafonare. Facem majoritate în Parlament și o să plafonăm prețurile. Pentru că garantați doar astfel... această majoritate? Garantez că o să încercăm să o facem.
Că... Păi dacă sunteți fermecător pe agricultor, de ce nu sunteți fermecător și pe partea asta a facturilor, păi domnule deputat? Eu merg pe bucățica mea. Păi mergeți, băgați-vă și în bucățica asta. Sunt în echipă și încerc să convingem cât mai mulți parlamentari la bucată să vină alături de noi să plafonăm prețul. Asta e bucățica domnului Ciolacu, așa? Nu e bucățica echipei. Și a domnului Stănescu, a vârfului, să zic așa? Da, este a vârfului. Este apanajul conducerii centrale. Am înțeles. Bun, PNRR-ul, dar două, trei cuvinte. Să faceți sau nu să faceți? PNRR-ul nu se va face. De ce? Cristian Ghinea a construit PNRR-ul, care nu există public, ca un turn din cărți de joc, cu foarte multe chichițe, pe care dacă USR-ul nu va fi la guvernare, Ghinea doar le trage și turnul se prăbușește. Cum trecem iarna asta? 300 de milioane de euro în PNRR doar pentru consultanță pentru USR. Asta e cheia. Da. Dacă iau banii, se va face, dacă nu iau banii, nu se va face. Trec România iarna asta? Da, obligatoriu. Suntem alături de ei. Așa, în viață? Suntem alături de ei și în viață vom trece. O trecem în viață respirând? Doamna Mirea, când am intrat la dumneavoastră în seara asta în platou, am zis, e foarte cald aici. La București, în cele 3 zile în care stau, n-am apă caldă, n-am căldură. A, deci sunteți primul căruia trebuie să vă ține pumnii să fiți sănătos. Da, asta. Încerc să fiu sănătos, dar nu prea avem cum. Da. Când vin acasă la Oldjoia și vinerea și în weekend, sunt foarte fericit că aici avem toți centrale, avem încălzire, avem da. Tot ce ne trebuie. Am înțeles. Bun, mulțumesc mult pentru și eu mulțumesc prezență și dumneavoastră prestații și pentru sinceritatea din această seară. În special sinceritatea din această seară. Domnilor și domnilor, a fost emisiunea Imperativ cu domnul deputat Adrian Chesnoiu, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, PSD. Punem punct emisiunii din această seară. Nu vă mai spun să vă vaccinați, că oricum știu că de fiecare dată, de câte ori am făcut-o, nu știu, m-ați înjurat așa, imperativ vă spun, dar până la urmă am renunțat și renunț pentru că fiecare... își așterne, doarme cum își așterne, dacă vreți să fiți sănătoși, bine, dacă vreți să fiți în echipa câștigătoare, Doamne ferește, asumați-vă riscul ăsta. Ne revedem joia viitoare, până atunci vă spun ca de obicei, seară bună! Mulțumesc, seară bună și eu mulțumesc dumneavoastră și telespectatorilor!